Stimați prieteni, bine v-am regăsit! Vine Crăciunul și sunt restricții. Dar nici adevăratul Crăciun, nașterea Domnului, nu a fost cu flori și trandafiri, a spus recent Papa Francisc. Anul acesta ne așteaptă restricții și dificultăți. Dar să ne gândim la Maria și Iosif, care nu au avut flori și trandafiri, a reiterat suveranul pontiv. Vă propun astăzi să ne gândim mai degrabă la Isus, cel născut în lumea noastră, ca să înțelegem ce valoare au uneori restricțiile, limitările, abandonările de sine pentru fericirea omului. Dar, pentru început, să analizăm câteva detalii de fond. Cum a venit Dumnezeu în lumea noastră? Pentru început, să facem comparație. Când Regina Angliei a vizitat Statele Unite bagajele ei însumau două tone de cufere cu câte două aranjamente vestimentare pentru fiecare ocazie. 20 de litri de plasmă și un set de baie din piele albă de ied. Personalul însoțitor includea coaforul ei, doi valeți, iar vizita peste ocean a costat puțin peste 20 de milioane de dolari. Sau să vă spun cum vine Madonna în lumea altora. Când a venit la București, regina muzicii pop, și a luat 15 tiruri pentru a-și transporta scena de 100 de tone. 100 de camioane pentru tot echipamentul tehnic, patru dintre care au fost încărcate cu garderoba divei. Printre pretențiile bucureștene ale Madonei s-au numărat 1370 de prosoape și 20 de linii telefonice disponibile. De regulă, ea este însoțită de un antrenor și un bucătar care îi gătește mâncarea japoneză preferată, camera hotelului e amenajată cu mobila ei personală, pe care o transportă după sine la fiecare concert, și cu aranjamente florale, din care trebuie să lipsească numai decât randafirii. Madonna nu suportă ca cineva să fumeze în apropierea ei, nu bea decât apă sfințită cabala, și folosește cosmetice cu seruri de la Marea Moarte. Iar înaintea concertului de la Sankt Petersburg, Rusia, ea le cerut rușilor să fie păzite în culise de gărzi de corp femei. Ce contrast izbitor între reginele lumii noastre și regele Universului! Fiul lui Dumnezeu a renunțat de bunăvoie la privilegiile statutului său divin, adoptând o postură umilă de muritor de rând. Isus a renunțat la atributele sale care nu-i pot fi transmise omului, omnipotența, omniprezența și omnisciența. El și-a asumat dependența și umilința pentru a veni în ajutorul oamenilor. I-a ajutat, i-a slujit și le-a oferit posibilitatea de a trăi o viață neprihănită și fericită. Marele Apostol Pavel Descrie întreaga măreție a renunțării de sine prin următoarele cuvinte: Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea natura lui Dumnezeu, n-a considerat că a fi una cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci s-a dezbrăcat de sine, luând natura unui rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare, a fost găsit ca un om. Dragi prieteni, Niciunul dintre noi nu își poate alege părinții, limba sau națiunea. Isus a fost singurul din lume care a avut privilegiul să aleagă când, unde și prin cine să se nască. Și iată ce a ales. S-a născut în Palestina, din vremea lui Irod, unde domnea un climat politic și social Asemenea celui din Rusia anilor 1930, sub Stalin. E ca și cum te-ai naște astăzi în Coreea de Nord. S-a născut într-un grajd. Știți cum e lumina și cum e aerul acolo? Nu știu dacă cineva s-a mai născut într-un grajd insalubru și respingător. De o mie de ori ar fi de preferat să fie născut în curte sau pe câmp. Apoi, rușinea împrejurărilor nașterii a fost o altă componentă care a produs alergie și mult scandal. Autorul creștin Filipiansei observă acest lucru. Citez. Nouă luni de explicații jenante, iminența unui scandal plutind în aer, se pare că Dumnezeu a pregătit împrejurările cele mai umilitoare cu putință pentru venirea sa în lume sarcina Mariei, în condițiile vitrege de la un tată necunoscut, ar reprezenta un caz clar recomandat pentru avort. Iar spusele ei, potrivit cărora concepția s-ar fi realizat ca rezultat al intervenției Duhului Sfânt, ar trimite-o urgent într-o clinică de psihiatrie, confirmând necesitatea întreruperii sarcinii. Regele Universului s-a născut din Fecioara Maria, care nu era regină, nu avea palat și nici nu făcuse studii postuniversitare. Nu citise nimic despre psihologia copilului și nici nu părea să fie conștientă de avantajele dușului zilnic. Era de fapt o țărâncuță de prin rău famatul Nazaret, căreia nici nu-i dispăruse acneia juvenilă și care urma să se căsătorească cu oarecare Iosif, templar cu rumeguș în barbă. Stimați prieteni, lumea secolului 21 crede că puterea, îndârjirea, tupeul, compromisul, autoafirmarea sunt căi reale spre succes. Fericirea omenească nu trebuie să aibă restricții. Deși pare greu de acceptat, pruncul Iisus afirmă ca strategie supremă de succes și fericire exact opusul. Iar în contextul pandemiei, abandonarea, impunerea restricțiilor și lepădare de sine înseamnă să admiți și să recunoști că nu poți deține controlul absolut al lucrurilor din viața ta. Să admiți că perspectiva ta asupra lucrurilor, deși ea ta și e cea mai bună pe care o ai în prezent, s-ar putea să nu fie singura sau cea mai potrivită. Înseamnă să accepti că altul poate avea o viziune mai bună decât a ta. Înseamnă să renunți la fricile tale, la obiceiurile nocive, la critică și bârfă, la aroganță și egoism. În psihoterapie se afirmă că, citez, neacceptarea situațiilor care nu ne plac și rezistența față de ele duc la gânduri și comportamente defectuoase, marcate de anxietate, fobii, atitudini obsesiv-compulsive, Dependențe și altele. În schimb, renunțarea sau lepădarea de sine aduce libertate. Aceasta înseamnă o ancorare profundă în viața spirituală și o anumită detașare de lumea materială. Dragi prieteni, până la pandemie, cât au fost vremuri bune, am trăit în două lumi, dintre care una este inversul celelalte. Lumea materială fizică, prezentă și lumea spirituală. Am încercat să împăcăm și capra și varza. O lumânare pusă la biserică, o rugăciune băiguită la masă, un verset citit în grabă cu gândul la finala Ligii Campionilor sau la ședința din Parlament sau la următoarea ediție a emisiunii Modnei Prigavor, un bănuț aruncat unui cerșător, o pomană dată de blajini, sau o donație făcută o dată pe an de Crăciun. În rest, am trăit pe cont propriu cu gândul că vom atinge într-o zi culmile fericirii și succesului. Da, până la criza pandemică am trăit fără probleme în ambele lumi, dar a venit criza. Iar în această situație, o lume va trebui să predomine asupra celelalte. Și acesta este momentul în care se impun alegeri cruciale. Anume aici, psihoterapia confirmă ce a spus pruncul născut la Betleem. Omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Stimați prieteni, este incredibil cum un virus mic și invizibil a închis o lume întreagă. I-a închis în casă și pe Madonna, și pe regina Elizabeta și pe Papa Francisc. Ne-a închis pe toți ca să redescoperim prin restricții, abandonare și lepădare de sine calea adevărată spre fericire. Și apropo, îngerii care le cântă păstorilor, steaua lui Isus, Iosef și Maria, staulul din Betleem, magii de la răsărit, se văd și se aud mai bine pe timp de pandemie audiție și vizionare plăcute. La mulți ani! Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.